Bună seara, dragi telespectatori! Suntem la Culart și dacă până în această seară am vorbit de teatru, am vorbit de literatură, am vorbit de un alt gen de muzică, m-am gândit că în seara asta, pentru că se apropie și sărbătorile de iarnă, să discutăm despre muzica clasică. Deci să discutăm despre oameni care fac genul ăsta de muzică de foarte mult timp. Și avem alături de noi pe doamna Rodica Anghelescu. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Și eu mă bucur. O să vedeți singur despre ce este vorba când vine vorba de doamna Anghelescu. Înainte de toate, trebuie să vă mulțumesc pentru că, urmărind de-a lungul timpului activitatea dumneavoastră, eu am fost de fiecare dată un mare fan a ceea ce faceți. Și din acest motiv, este unul din motivele principale pentru care mi-am dorit să stăm de vorbă în această seară. Să învățăm pe oameni că muzica clasică nu trebuie să dispară din sufletele lor și că trebuie să fie în permanență lângă noi. Și întrebarea pe care vă adresez, așa cum o fac de obicei, este una simplă. Cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? Este o întrebare pe care mi-o pun zilnic. Cine sunt? Oare știm cine suntem, într-adevăr? Până la urmă e o întrebare cât se poate de, într-adevăr, firească. De firească și de existențială, dacă putem spune așa. Cred că în afară de artistul Rodica Gabriela Anghelescu, trebuie să specific că mai am încă un nume, port numele Arhanghelului Gavril, care, sau Gabriel, că e același arhanghel, care este protectorul vocii mele, așa mi s-a spus, că ar fi trebuit să mă lansez de la început cu acest nume. Frumos. Dar eu întotdeauna, că apropo de cine sunt, eu cred că suntem, nu cred, știu, că suntem cu toții ființe de lumină. Asta e clar, suntem spirite pure. Noi așa venim pe pământ, spirite pure. E una dintre teoriile pe care le-am mai auzit, n-ar fi prima dată și chiar mă bucur foarte tare că am adus... Că se zice că avem în spate karmă. Bine, karma ne-o creăm și noi pe parcurs. Dar, da, sigur, sunt absolventă de liceu de muzică din Ulipati. Am început cu canto popular la clasa profesorului Gavril Purnoiu, apoi am terminat conservatorul, secția de bizantinologie, sunt licențiată în dirijat de cor, bizantinologie, folclor și mai târziu am început și studiul muzicii clasice. Sigur, am studiat și în facultate. Era obligatoriu după să aceea, pentru că am avut o șansă să merg în Germania, dar vorbim pe parcurs, e bine să descopere telespectatorii noștri pe parcurs cine sunt, că așa nu știu dacă sunt. Știu eu cine sunt, oare știm? Mai am o întrebare. Când ți-ai dat seama că ceea ce faci acum este ceea ce îți dorești să faci? Am fost încurajată de mică și pentru asta mulțumesc părinților mei care mă veghează din cer să fac asta. Au descoperit la 8 luni că eu deja începeam să redau, am redat prima mea melodie cântată, a fost Mulți ani trăiască. De ziua mea mi s-a cântat și eu m-am speriat foarte tare. Probabil m-au speriat vocile numeroase pe care le auzeam. De fapt, nu știu dacă a fost sperietură sau emoție, nu știu ce simte un copil și de 8 luni. Și alta, poate. Ceva, da, sentimente, așa. La 8 luni. La 8 luni, da, cântam Mulți ani trăiască prin casă. Da, deci după ce m-am speriat și am început să plâng, a doua zi mama m-a surprins cântând Mulți ani trăiască. Fredonând, da. Că la 8 luni putem Dar spune. Ce i-a surprins foarte tare pe părinții mei, faptul că redam foarte bine muzical. Da, pentru că text n-aveai cum, că era de-abia la vârsta da, aceea. Da, ziceam mai... stâlcit. Da. Oricum am fost copil precoce, cu asta pot să mă laud. Așa. Da, și de atunci am început să redau melodiile auzite, mai redam și piesele de teatru, le rețineam și făceam toate personajele și așa. Înseamnă să înțeleg că Dar de fapt... foarte încurajată, contează foarte mult când un copil are un talent, să nu îi încalci liberul arbitru și să-l lași acolo unde simte el. Da. Sigur, când am mai crescut, înainte să intru la liceu de muzică, pentru că n-am făcut muzică chiar copil fiind, adică am început destul de târziu, prin clasa 8-a, studiul pianului și la Palatul Copiilor, care este și acum, m-au încurajat, dar în același timp m-au atenționat că e posibil să nu reușesc, că
Dar a fost spusă sub o formă, nu ca să-mi inducă mie, nu știu ce, da, să nu am încredere. Să te facă să înțelegi că să s-ar putea să... înțeleg că s-ar putea să existe și varianta că poate nu reușesc în muzică. Da. Zice, mama spunea, ori să mai vină copii talentați, mai sunt copii cu voce, există și varianta să nu intri. Iar eu eram foarte sigură pe mine. Și am spus, ba da, eu am să intru. Și tata zice, bine, dar n-ai făcut instrument de mică, dar eu intru acolo, eu merg acolo, că eu intru. Deci și am asta intrat. A fost, până la urmă, cred, și am crezut întotdeauna în protecția divină. Bine, acum conștientizez că a fost atunci protecția divină, pentru că și la conservator am intrat tot, deși mă pregătisem, dar m-am pregătit foarte puțin pe ultima sută de metri și totuși am intrat. Adică... Asta înseamnă foarte mult atunci când ai încredere în tine, când știi foarte tare ce vrei să contează, faci. Contează și o să revenim la asta. Da. Apropo și de operă, nu mai credea nimeni că după ce eu mă lansasem ca solistă de folclor și luasem toate premiile către posibile și la radio, către... așa deja începusem o carieră, eram foarte solicitată, nu mai credea nimeni, mă cam descurajau toți, dar repet, ce ți se spune de mic copil rămâne, dacă de mică mi s-a spus ești foarte bună, ești cea mai bună, ești așa. Se întâmplă să crezi asta și să devii. Da, să ajungi să crești și tu până și la urmă să și devii. Să te determine să faci anumite lucruri. Sigur, mai târziu mi-au confirmat și muzicienii că da, că poți să faci. Adică... Cum a fost, că tot ai povestit de muzica populară. Am înțeles, ai ajuns să fii recunoscută. Tot o întâmplare a fost, pentru că eu nu vroiam muzică populară. Acum revin la ce spuneam. Eu vroiam muzică, mă visam, spuneam că eu plec la Paris când fac 18 ani, eu plec la Paris și o să cânt ca Dalida. Primisem în dar, da, deși nu mai era la modă în 86, ce, așa, primisem un, era să zic CD, un disc, disc, da, o placă de un disc vinil, cu Dalida, cum era așa. M-a fascinat glasul ei, întotdeauna mi-au plăcut vocile grave de mezzo-soprană, mă visam o mezzo-soprană, n-aș fi crezut vreodată că vocea mea va fi una de sopran, în niciun caz. Adică mi se părea așa o jignire dacă îmi spunea vreun copil, vai, ești soprană, eu nu sunt soprană, nu. Și cum a fost trecerea asta? Și am început asta? Să cânt ușoară și apoi părinții m-au dus la Palatul Copiilor, m-au ascultat profesorii și o profesoară de pian a zis, apucă-te de muzică serioasă, m-am simțit foarte jignită, sinceră să fiu. Și zic, bine, trebuie să merg la liceu de muzică să intru acolo, dar ce să faci, că instrument nu știam, teorie nu știam. Și am zis, gata, mă duc la canto popular. Că nu era canto clasic. E muzica serioasă. Da, nu puteam să fac canto clasic de la început. Da, da. Trebuia să încep cu canto popular și iată cum am ascultat toate discurile cu Maria Tănase și cum am fost fascinată de glasul ei, iar în balcon, când repetam într-o zi, m-am trezit că eu pot să cânt ca ea. Deci a fost ceva fantastic. Să poți să zic, măi, eu pot să cânt ca ea sau mi se pare? Zic, ba da, eu cânt ca ea. Și timbru îl copiam, pentru că vocea era mai gravă. Am intrat, în fine, la liceu de muzică și n-am stat 2 ani la muzică populară. Am terminat liceul la clasa de canto popular și atunci au venit și concursurile și intrarea în radio. Adică, practic, dintr-o dată mi se oferea totul. Lucruri pe care nu-l credeai posibil. Nu-l credeam posibil. Ziceam clar că în clasa 11 mă voi transfera la secția de canto, dar n-a mai fost așa. Însă pe parcurs, totuși... Și am ajuns la momentul la care deja erai cunoscută în lumea muzicii populare. Aveai deja premii, festivaluri, concursuri. Da, și cântasem cu marile embleme ale muzicii. Am cântat cu Lucreția Ciobanu, cu Rodica Bujor, Ion Cristoreanu, Angela Moldovan. Oameni grei din muzica populară românească. Da. Cum a fost momentul... mie mi se părea firesc să fiu acolo. Da, aveam o încredere în mine fantastică. Foarte, asta e foarte bine. Da. Cum a fost momentul sau, de fapt, ce te-a determinat să faci trecerea asta de la un om cunoscut în lumea muzicii populare să treci baricada către muzica clasică? Ce întrebare dificilă. Și să ajungi să cânti la Opera Română? Să profesezi, și da. Să profesezi. Opera comică. Opera da, comică. Bine, sunt angajată aici la Ansamblu Ciocârlia, unde ne aflăm, dar colaborez, da, și nu numai, și la nivel internațional. E foarte interesant, pentru că la conservator am făcut canto clasic, am făcut canto clasic auxiliar. Și cum a fost trecerea asta? Foarte interesantă. De ce? Pentru că
Am intrat la secția de muzică bizantină, avându-l acolo profesor pe marele Feodor Oancea, care a fost omul care, pot să spun că m-a format ca muzician, pe Rodica Nicolaescu la teoria muzicii, și aparte, da, ca și doamna Rodica Nicolaescu, căreia îi mulțumesc, maestrului pot să-i mulțumesc doar dincolo în cer, dar e dânsei pot să-i mulțumesc și personal acum. Și o salut, că știu că se va uita la noi. Profesor mari, Petre Crăciun l-a dirijat, am prins încă mari profesori, Grigore Constantinescu la istoria muzicii. Și acolo, sigur, era o secție în care se punea accent mai mult pe teorie, pe istoria muzicii, pe bizantinologie, contrapunct, armonie, învățai. Dar aveai și o oră pe săptămână de canto și profesoara mea, Cornelia Angelescu, este coincidență, dânsă e Angelescu, eu sunt Angelescu, nu suntem rude, toată lumea. Da, ne întreabă care a fost, nimic nu e întâmplător, care a fost soprană la Opera Română și care a făcut roluri fantastice în cariera dumnea ei, m-a încurajat și a zis, tu poți să fii soprană de coloratură. Coloraturile sunt soprane mai rare. Da, vocea de coloratură este mai rară pentru că presupune supraacute exact, pe care nu toată lumea. Ca toată și lumea vocile de mezzo-soprane, care iar sunt rare. Da, și da, acolo da, sunt rare. Și pe parcurs am început să studiem canto și dânsa observa că eu progresam foarte repede, treceam, deci în anul întâi aveam un repertoriu pe care îl cântau cei de la absolvență de la canto, adică Oscar din Bal Mascat sau știu eu, Rigoletto, Aria Gildei sau lucruri dificile. Și lucruri grele. Și atunci am început să oscilez între canto și folclor. Eu cântam și folclor, eram solicitată la radio, televiziune. Cântam și. Nu știam ce să fac. Dacă am terminat conservatorul la secția de bizantinologie, am făcut și masterul, apoi la educație muzicală contemporană și de-abia după aceea m-am prezentat, am aflat că e concurs la ansamblu artistic Ciocârlia. Nu-mi plăcea să predau, deși profesia mea de bază asta este profesor de muzică. De muzică, da. Am predat o perioadă la Școala Populară de Artă, parcă simțeam că nu îmi găsesc locul. Am avut ocazia să lucrez și în televiziune și în radio, iar nu-mi găseam locul. Eu trebuia să stau pe scenă, clar. Nu conta unde, dar să stau pe scenă. Să fie acolo pe scenă, să și simți scândura sub picior. Erau două posturi, un solist de Moldova și un solist de Banat. Ce credeți că am făcut? Eu care nu aveam nicio legătură cu Banatul. M-am dus pe zona Banat. Am dat examen pe Banat și am intrat. Nu credeam că o să intru, m-am dus așa. Mm-hmm. A fost singura, hai să ne lăudăm puțin, a fost singura dată când comisia nu a mai ținut cont de zonă. Asta e foarte bine. N-am mai ținut cont de zonă. Ei știau că eu... Da. Bine, aveai deja un background și știau cam cine, ce, cum, da, unde ai fost. Da, și au fost foarte încântați. Iar în 2001, după ce m-am angajat, a fost foarte interesant un telefon pe care l-am primit de la profesoara mea de canto, Cornelia Angelescu, care îmi spune, Fundația Brambach caută o soprană care să cânte Rigoletto și Traviata în Germania. Unde? La München, la Teatrul Regal din Regensburg. Eu am rămas puțin așa, nu știam, am avut o îndoială. Să mă duc, Nu i-am arătat-o doamnei, dar în interiorul meu s-a strecurat îndoiala. Oare nu e prea mult? Nu mi se oferă prea mult așa dintr-o dată. Eu care provin din alt gen muzical totuși, adică sunt alte soprane care au terminat conservatorul chiar la canto și care nu cântă. Deci dacă divinitatea are ceva în plan cu tine, te trimite exact acolo unde trebuie așa să este. Fii. Așa este. Exact unde trebuie să fii. Și ce ai făcut? Ai dus? Și m-am dus la audiție, era o iarnă frumoasă, ca acum doar că ningea, dar tot așa era, cam prin decembrie, ningea frumos și am plecat cu pianista mea de atunci, cu doamna profesor Mădălina Marinescu, la audiție. Am cântat un repertoriu destul de dificil, adică nu știu dacă aș mai face, nu că nu l-aș putea cânta, îl cânt dar și nu acum. L-ai mai face în sensul ba ăsta. Da, nu l-aș mai face cum? Să cânt 9 arii grele una după alta, da, adică da, pentru voce nu este o soluție da, optimă, dar nu prea conștientizam eu atunci, la 24 de ani nu prea. Ai forțat un pic am lucrurile. Am forțat, adică am cântat tot ce
nu ți-ar trece prin cap, adică My Fair Lady, opereta, Favorita, deodată, da. Marta, Conte Partiro cu tenor, cu Valentin Racoveanu. Și ai trecut de la un stil la altul. Și apoi adică... aria mare din Rigoletto, Caro Nome, Giuseppe Verdi sau Estrano, Traviata. Adică lucruri pe care le-am cântat așa, dacă vrei, dintr-o suflare, au fost 5 concerte, dar când am primit telefonul că merg, asta a fost o surpriză. A fost și satisfacție. Fost sunată, deci eu m-am dus la audiție așa, dacă vrea cineva să ia exemplu. Dacă eram încrâncenată că trebuie să fiu acolo, poate nu luam. Dar am lăsat în grija universului și am zis, da, mă duc să dau audiția. Fie ce-o fi. Aveam încredere în ceea ce pot să fac, dar zic, mă duc să dau audiția. Asta a fost. Și am primit telefonul peste 2 zile în care mi s-a spus, mergi în turneu. E, atunci am prins curaj, am zis, înseamnă că pot să fac... Și înseamnă ăsta. Că poți să le duc. Și am întrebat capăt, și muzicienii, da, și pe maestru Pompei Hărășteanu. Și nu numai, și Constantin Petrovici, dirijorul care din păcate nu mai este. Și am întrebat, aș putea face profesia asta la nivel de performanță sau nu? Pentru că atunci stau, îmi văd de treabă pe și muzica populară în unde parte. Sunt printre primii. Și au spus, da, poți să faci, tu poți, dacă studiezi. Da, ideea este și nu mai vorbim de colaborarea pe care o am cu maestru Gheorghe Zamfir și care de fapt e singurul artist care m-a ajutat enorm de mult, pentru că artiști în general nu, dar mari artiști așa cum este dumnealui, care au o anumită modestie, mari maestri într-adevăr și ajută și îi mulțumesc din toată inima pentru că am cântat pe scene importante și din țară și din lumea și asta. Și să-l salutăm pentru că în continuare maestrul Zamfir este unul dintre mari ambasadori ai muzicii românești. Absolut, este unic și scrie muzică simfonică, puțină lume știe lucrul ăsta, da, Mesa Păcii, Regviemul român pe care l-a scris și care se va și imprima. Mai avem aici Doina de Jale, Gheorghe Zamfir preamărind pe Eminescu la editura Viv, apărută sub egida domnului Marin Voican Ghiroiu. Este o carte interesantă și o să găsiți foarte multe lucruri frumoase aici. Și este turneu. Mare lucru, am vrut să specific asta, este foarte important ca un artist de talia maestrului Gheorghe Zamfir să te încurajeze, să-ți spună și că ești foarte bun exact. Și ce prezentare. Și am cântat anul ăsta la opera din Cairo cu domnia sa la Dublin, am fost. Opera comică pentru copii. Și opera comică pentru copii, iar a fost ceva foarte interesant că m-am prezentat la o audiție de care aflasem cu o zi înainte. Și tot așa ai fost, te-ai dus nepregătită. Cu fie ce-o fi? Da, chiar în dimineața aceea mă gândeam să nu mă mai duc la audiție, că nu... Și iată că te-ai dus, ai luat-o? M-am dus la audiție și am cântat ce? Regina Nopții, un rol care este foarte dificil, un rol de mare dificultate. De compoziție? Da, și acum revin la maestru Gheorghe Zamfir, spune că sunt cea mai bună pe acest rol. Felicitări! Mulțumesc! Felicitări! Și nu, știi de ce spun că se poate de sincer felicitări? Pentru că, până la urmă, lăsăm la o parte încrederea pe care tu o ai în tine ca și om, ca se individ. Se mai strecoară câteodată și îndoiala, dar exact. N-o las, nu, nu-i dau voie. Ideea este că ai ajuns aici, lăsăm la o parte partea asta de încredere, lăsăm la o parte talentul și harul care ți l-a dat cel de sus, dar e vorba și de muncă. Fără divinitate nu se poate. Dar e vorba și de foarte multă muncă. Da, dar poți să muncești cât vrei, că dacă Dumnezeu are un alt plan cu tine, așa te este. Trimite și asta în este altă adevărat. Parte. Care este următorul tău proiect? Nu prea îmi place să vorbesc despre proiectele din viitor, dar da, urmează cel mai important. Cel mai important despre el. Urmează aceste imprimări pe care o să le am cu maestru Gheorghe Zamfir. Are imprimare cu orchestră simfonică pentru un regviem român, compoziția proprie. Și mi-a scris și mie în acel regviem, acele este pentru cor și orchestră, mi-a scris o Ave Maria pentru soprană și nai pe care o vom cânta. Și vă dați seama că sunt concentrată pe aceste lucruri, plus proiectele pe care le am cu ansamblul artistic Ciocârlia, avem concerte și la noi la sală, vă așteptăm, aștept drag. Și la opera comică unde joc. Drag. Înainte de a ne lua la revedere, am să te rog să transmiți un mesaj celor care se uită la noi și am să vă rog să vă uitați în camera colegului meu. Un mesaj și un răspuns la o singură întrebare. De ce considerați că muzica clasică trebuie să rămână în sufletul nostru? Muzica nu numai clasică, muzica bună, aș spune, muzica bună, da. Are ceva divin. Nu orice muzică are harul
divin, așa cum spune și maestru Gheorghe Zamfir, că sunetul naiului este sunetul care se apropie cel mai mult de divin și cred că, nu cred, sigur, are dreptate. Muzica bună trebuie să rămână în sufletele noastre pentru că ne schimbă. Vibrația noastră va fi mai superioară. Interiorul nostru se schimbă dacă observați când ascultați muzică bună, că este folclor, că este muzică ușoară, muzică pop, să zicem, sau muzică clasică, dar într-adevăr se spune despre muzica clasică că este cea care ridică cel mai mult vibrația, în special Bach, dacă ascultați. E bine să ne îndreptăm către muzica bună ca să ne schimbăm, poate, într-un fel, să ne apropiem mai mult de divinitate, să fim mai buni, chiar că te face mai bun. Nu este un clișeu. Muzica ne poate face, arta ne poate face mai buni. Eu iubesc muzica pentru că iubesc oamenii și iubesc oamenii pentru că iubesc muzica. Rodica Anghelescu, eu îți mulțumesc pentru minutele în care am stat împreună în acest loc plin de istoria muzicii. Și eu mulțumesc. Plăcerea a fost și de partea mea. Și vă doresc sărbători binecuvântate, protecție divină. Și dragi telespectatori, nu cred că mai e mult de spus în acest moment. Trebuie să spunem doar că aici unde suntem acum există o istorie a muzicii, indiferent că vorbim de muzică populară, că vorbim de muzică clasică, există o istorie a muzicii pe care ar trebui fiecare dintre noi să o știe, să nu uite și să ne apreciem valorile atâta timp cât mai sunt în viață. Dacă ajungem să ne apreciem valorile atunci când nu mai sunt, nu știu dacă e bine sau rău, dar important este să ne recunoaștem valorile când sunt în viață, să le apreciem, să le aplaudăm, să le strângem mâna, să le oferim flori și de ce nu să îi ascultăm de fiecare dată cu sufletul deschis. După această discuție despre muzica clasică, e timpul pentru o pauză de o ciocolată fierbinte. Nu de alta, dar se apropie sărbătorile de iarnă și este nevoie să intrăm și noi în spiritul Crăciunului. Revenim imediat!